că voi n-ați înțeles, uitați, 5 minus 3 supra 7 înseamnă că este 5 pe 7, de aici provine, 5 pe 7, minus 3 pe 7. Nu așa? Dacă e numitorul comun, înseamnă 5 pe 7 minus 3 pe 7. Asta am aplicat eu. Asta am aplicat. În loc de 1 acela am scris. Cât am scris în loc de 1? 3 minus 2. 3 minus 2, da? Și l-am distribuit. 2 ori 3. Corect. Și la 3 și la 2. Adică asta de aici am aplicat. Nu mai trebuie lucrat. Foarte interesant. Pentru că acum, nu degeaba am făcut așa. Dacă vă propun să calculăm suma următoare. Hai să mai facem un pas. Acum vom verifica dacă voi ați înțeles ceea ce era esențial. Deci, o să o pun repede pe tablă. Și anume, 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus și mai departe, plus 1 supra, să spunem, 51 ori 53. Egal. Deci, așa se sumă, să vedem. Faci un individual cu aici până la urmă? Poftim? Faci un individual cu aici? Nu. Nu, lucrăm împreună. Lucrăm împreună și vreau să vă pronunțați. 1 pe 1 minus 1 pe 3 plus 1 pe 3 minus 1 pe 5. Ia să vedem, Mirna. Dacă tu ai dreptate, ar însemna așa că 1 supra 1 ori 3 este surprins ca fiind 1 pe 1. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3, cu emoții, spune așa. Semn de întrebare, nu știu că e adevărat. Am preferat în relație cu 3. Da, cu 3. Și ar face cât? Face 3. 3 minus 1 supra 1 ori 3. 3 minus 1 cât face? 2. 2 supra 1 ori 3. Și nu-i tot 1. Și nu am 1 supra 1 ori 3. Deci, iată, vezi tu că 2 așa au nevoie. Dacă aș avut asta să fie 2 peste tot acolo, ce fericit aș fi fost! Dar noi, e decât unul. Ce ne facem? Trebuie să facem rost de doi. Urgent. Facem o minune acolo, facem ceva. Puteți să adunăm unul? Păi dacă adunăm unul, strigăm egalitatea. Dacă adunăm plus unul acolo și plus unul și plus unul la tot, strigăm tot. Altceva, ca să nu modificăm fracția. Vreau să nu modific fracția asta. Și ca să nu modific, ce ar trebui să fac? Dau faptul pe 3 ai mai primi 2? Dacă dau pe 3, fac tot pe celălalt, pe cine să mai dau? Greu. Altceva, fac rost de 2 ăla. Fac rost de 2. Vreau neapărat să fie 2 acolo. Uite, dacă am așa, 1 pe 5 bunoară. Este adevărat că este egal cu 2 pe 10? Da. Adică am amplificat fracția cu 2. Și am mulțit și sus și jos. Ca asta să aibă 2 acolo, ce ar trebui să fac? Amplificăm cu 2. Amplificăm cu 2 și mulțim și sus și jos, da? Da. Deci, iată cum scriem exercițiul. Scriem așa. 2 supra 2 ori 1 ori 3. Că se simplifică ca și mai înainte. Plus 2 supra cât, Anca? 2 supra 3 ori 5 ori 2. 2, hai să punem în față. 2 ori 3 ori 5. N-are importanță. 3 ori 5 ori 2 și tot același. Plus Anca? 2 supra 2 ori 5 ori 7 plus așa mai departe 2 supra 2 ori 51 ori 53 și altă. Ce observăm? Am făcut rost de 2. Nu? 2 la fiecare. În același timp n-am stricat fracția. Dar am muncit și sus și jos. 2 supra 2 minus 2 supra 1 minus 2 supra 3
Miruna, ce observăm fiecare fracție la numitor? Are 2 aici, 2 aici, 2. Dăm un factor comun pe 2. Adică o să spunem 1 pe 2. Da. Că e la numitor. 1 pe 2 pe lângă. Spunem ce a rămas. 2 supra 1. Așa. 2 supra 1 ori 3. Ori 3, da. Plus. 2 supra 3 ori 5. 2 supra 3 ori 5. Anca, urmărești? Da. Deci faptul că am mulțit și sus și jos, fiecare fracție a rămas neschimbat. Și a scos 1 pe 2 factor, următoarea este cât? 2 supra 5 ori 7. 2 supra 5 ori 7. Plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 supra 51 ori 53. 51 ori 53. Și egal mai departe, închid paranteza, egal cu, ia să vedem cât va fi. 1 pe 2, pe lângă. E, acum e momentul meu de bucurie. Pe lângă 2 supra 1 minus 2 supra 3. A, scoate și pe 2 peste tot. Dar n-am făcut nimic. Stricăm tot jocul. Dar nu putem spune cum am zis 2 supra 1 minus 2 supra 3 plus... Nu, 2 supra 1. Păi da, atenție! Că 2 supra 1 supra 2 ori supra 3. Hai să vedem. Deci spui așa, 2 supra 1 ori 3. Poți să spui că este egal cu 2 supra 1. Minus 2 pe 3, zic, nu? Mai am. Mai miru. Să șterg repede ca să nu vadă cineva. Ia uite-te, tu ce îmi spui aici. Dacă aduci la același numitor aici, vine 6 minus 2, 4, supra 1 ori 3. Cum să spui? Trebuie să faci asta. Deci nu se poate așa ceva. Altfel să scrii. Anca. Dar de ce crezi că am mulțit eu cu 2 acela? N-am avut ce face. Nu cumva pe 2 ăsta poți scrie 3 minus 1? Da, 3 minus 1 supra 1 pe 1. Deci 3 minus 1 supra 1 ori 3. Plus. În loc de 2 de aici cât se poate? 5 minus 3 supra 1. 5 minus 3 supra 3 ori 5. Plus 7 minus 5. 7 minus 5 supra 5 ori 7. Plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus. 53 minus 51 pe 51 ori 53. Și egal acum, ce putem face, Anca, după ce am făcut mișcarea asta? Să... distribuim numitorul 1 ori 3 la... la cine? Miruna, la cine se distribuie? Putem scriem 3 supra 1 ori 3. Da. Minus 1 supra 1. Distribuim pe 1 ori 3 și nu 3 și nu 1. De la două fracții. Da. Da? Că e același numitor. Deci egal mai departe. 1 ori 3 supra 3. 2 pe lângă. 3 supra 1 ori 3. Minus 1 supra 3. 1 ori 3. Da. Plus 5 supra 3 ori 5. Da. Minus 3 supra 3 ori 5. Da. Plus 7 supra 5 ori 7. Minus 5 supra 5 ori 7. Da. Puncte, puncte, puncte. Plus 53 pe 51 ori 53. 53 pe 51. 53 minus 51 supra 51 ori 53. Și acum simplificăm 3 cu 3. Iată 3 cu 3. 5 cu 5. 5 cu 5. 3 cu 3. 3 cu 3. 7 cu 7. Da. 5 cu 5. Da. 53 cu 53. 51 cu 51. Și este egal cu 1 pe 2. 1 pe 2 pe lângă. 1 pe 1, minus 1 pe 3. Da. Minus plus 1 pe 3. Minus 1 pe 5, plus 1 pe 5, plus puncte, 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 puncte. 1 pe 5, minus 1 pe 7, nu? Este da. Așa, minus 1 pe 7, plus puncte, puncte. 1 pe 51. 1 pe 51. Minus 1 pe 53.
egal mai departe. 1 pe 2, vedem că se simplifică... 1 pe 2 pe lângă. Să vedem ce se întâmplă cu fracția asta, Anca. Paranteza, ce se întâmplă? Devine 1 pe... Se reduc. Minus 1 pe 3 cu plus 1 pe 3. Minus 1 pe 3 cu plus 1 pe 3. Minus 1 pe 5 cu plus 1 pe 5. Minus 1 pe 7 cu cine ar mai fi mult? Plus 1 pe 7. Rămâne 1 la început cu plus, deci 1, și va rămâne omologul său cu minus la sfârșit, că a fost perechi, cât ți-a fost cu plus, ați și cu minus. Da? Și face, și cu ăsta se reduc, și atunci face 1 minus 1 pe 53. Și egal cu 1 pe 2, pe lângă, adu la cel numitor, 53 minus 1, 52. Simiera. 1 pe 2, 3, 1, 1, 52 spre 53, domn profesor, nu sunt atent. S-a înțeles, da? 53 ori 1, 53, minus 1. Amplificăm aici cu 53. 53 minus 1 supra 53 și este egal cu 1 pe 2, oricât miluna. 52 supra 53. Și este egal cu, simplificăm cu cât miluna, pe cine cu cine? O simplifică pe 2 cu 52. Așa, și face cât? 26 supra 53. Ăsta este răspunsul. Aș vrea să comentați acum, să spuneți unde v-a plăcut exercițiul ăsta. Care au fost momentele plăcute? Ce v-a surprins în mod deosebit? Când, Anca, când aveam acolo 3 minus 1 supra 1 ori 3 și după aia am început să le scriem. Și până acolo. A, și până acolo au fost momentele mult mai tare. Păi da, cu 2. Ăla a fost momentul cel mai tare. Dar de ce n-am amplificat eu cu 5 sus și jos? Pentru că trebuia să avem... până atunci trebuia să avem... De ce cu 2? De ce cu 2? Care a fost motivul? 5 minus 3, 2. Diferența între 1 și 3 era de 2, da? Între 5 și 3 de 2. Între 5 și 7 de 2. Ăsta a fost motivul pentru care am mulțit și am împărțit cu 2. Practic, prin manevra asta mi-am făcut rost, în loc de 1, care era, mi-am făcut rost la numărătorul de 2, ca îndată când vom distribui, să se poată reduce 2 câte 2 și se pot calcula suma. Altfel, dacă aș fi calculat-o așa, dur, direct, s-a dus la același numitor, nu ar fi fost posibil. Deci, Miruna, repetă-te încă o dată, momente tare. Scrie așa, momente tare ale ieșiții. Momente tare. Sau importante. Da? Momente tare. Amplificarea la 2. Amplificarea cu 2 a expresiei, amplificarea și simplificare. Deci înmulțim și împărțim în același timp, ca să nu modificăm suma. Când am făcut 3 minus 1, 2, 5 minus 3, 2, al doilea, pe 2 a apărut la numărător. Deci 2 a apărut la numărătorul fiecarei fracții. 2 care apar la numărătorul fiecarei fracții, îl surprindem ca diferența termenilor de la numitor, da? Diferența, adică 5 minus 3, 7 minus 5. Ăsta e momentul al doilea. Și al treilea, distribuirea numitorului fiecărui numărător în parte. Deci distribuirea numitorului. Deci să vă înțelege unde. Distribuirea numitorului, al treilea moment. Da? Al treilea, distribuirea numitorului. Eu insist pentru voi, dar insist și pentru toți cei care ne privesc, spunând așa. Foarte multe exerciții, sau colegi de mine deseori, nu încearcă să meargă în ritmul în care copiii gândesc. Ci pur și simplu vin cu rețeta. Hai să mulțim cu 2 și să împărțim cu 2. Dar nu exersează atât cât am făcut-o eu acum, ca să simtă ei copiii de ce fac treaba asta. Deci, motivul, totdeauna ai venit de la momentul ăsta, când simplificăm, dar eu spun că până aici a fost momentul tare. Mulțirea și împărțirea cu 2.
Nu numai am mulțit cu 2, că am stricat, am suma multiplicat-o cu 2. Da? Dacă vă cer să calculați acasă, temă, da? Suma următoare. 1 supra 1 ori 4 plus 1 supra 4 ori 7 plus 1 supra 1 supra 7 ori 10 plus mai departe plus 1 supra 1 supra 3k plus 1. Nu, hai să-l opresc eu pe casă. Să zicem... K minus 2, să iau așa. Și vine, iau un K, să spunem, 10. 30 minus 2, cât face? 1 pe 28. Așa, 28. Ori, cât ar veni următor? 28 ori cât? 38. Ori 38, sigur că da. Ori 38. Adun 3 să vedem. Ei, întrebarea este, cum credeți că veți descurca? Deci simți nevoia să ne multiplicăm cu 3 aici, da? Ei, la fel vă las suma asta să o faceți voi. Deci ies suma asta. Și ies 2. Altă sumă. Ies 2. Egal cu 1 supra 1 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 9, plus 1 supra 9 ori cât? 9, 3. 9, 5, 5, 9. 13, din 4, asta tot am din 4. Plus 1 supra... 13. Stai să vedem. Să vedem, 1 supra 4K minus 3, să zic așa. Pe lângă 4K plus 1, nu? 4K plus 1, din cât? Din 4 în 4? Da, din 4 în 4. 4. Așa. Și luăm un K fixat, 40 minus 3, face 1 supra 37, ori 41. Deci plus puncte, puncte, 37 ori 41. Așa este două sume de calculat. În momentul în care le veți reuși, va însemna că ați înțeles bine, da? Ați înțeles bine de ce mulțim cu 2. Eu acum am transmis practic, sau am cerut practic să faceți aceste sume, extinzând situația de la 2, de la 2 la 3 la 4, da? Așa. Haideți să vă povestesc ce am pățit la clasă odată. Eram tocmai așa, la o clasă de copii, cred că era în noua. Și vreau să calculez suma așa. Suma aceea prima care am plătit, sunt egal cu 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus mai departe, prima sumă, da? 1 supra 100 ori 101. Deci îmi propusesc să calculez suma asta. Și le-am cerut părerea, cum am cerut-o și vouă. Cum credeți că azi o să încercăm? Mare majoritate o spus, zice, hai să ducem la aceeași mitormă. Păi, lasă-mi acolo. Cum s-a dus la aceeași mitormă? Că numitor nici nu pot gândi, nici nu mă pot... Nu se zisa nimeni că pe 1 se strica 2 minus 1. Nu se zisa la fel pe 1 se strica 3 minus 2. Și atunci unul din bancă zice, domnul profesor, hai să o luăm așa ușor. Că nu vedem, zice, așa. Dacă ar fi, zice, numai primele două, ne-am descurcat, el merge într-o situație în care se vorbește de primele două fracții. Să luăm deoparte. Adică, zice, am putea face 1 supra 1 ori 2 plus
1 supra 2 ori 3? Păi zicem, cum să-l putem face? Toți ceilalți o săriți la 8, putem, domnul profesor. Hai și voi încercați. Ce scrieți? Scrieți și voi, nu ascultați-mă povestea. Sau, voi știți un lucru, că filmul va fi pus pe internet și spune, băi, asta este spectacolul ce se întâmplă. La clasă, vă povestesc asta, la clasă, de multe ori, și noi, adulții care am trecut prin școală, mi se întâmpla așa. Nu erai totdeauna într-o bună dispoziție să urmărești lecția. Mai dormeai, mai te jucai cu un coleg, mai nu știu ce, nu știu cum se întâmplă așa. Erau și colegi de noștri, de amintim, care erau în priză foarte tare. Dar majoritatea stau așa, zice, bă, stau aici, bă, și amintește, băiții, bine dormeam eu dimineață și mă sculam, mama, și ce trist sunt acum, așa. Mintea fuge în altă parte și copii de pe tablă, fără să prinzi deloc lecția. Dar, din clipa în care proful ăla mi-a apărut și a venit cu această revoluție, da, este o revoluție în tehnologia didactică, explicația profesorului este prinsă în film. El, betul de el, transpiră acolo. Și cuvintele lui, și vorbele lui, și tot ce face acolo, și cum se străduie, este prins în film. Ce bine ai! Când ajunge acasă, pui filmul. Și atunci, ce ți-a scăpat ție când ești pus în situația să înveți lecția, să faci ghișițile, atunci ai explicația. Dar ca peste tot în lume, nu o prinde greu. V-am povestit, am fost în America, am stat de vorbă cu copiii pe acolo, am fost... Și toți îmi spuneau, da, domnul profesor, produceți o revoluție în tehnologia didactică, în știința de a învăța pe cineva ce vrei tu la un moment dat. Că, dragilor, receptorii nu sunt dispuși tot timpul să primească informația. Dar dacă este în film și este cu explicații și este cu tot, când ai pus filmul și ai dat acolo și se rulează filmul și ai explicația asta a profesorului, a profului Lanca, așa, el a îndrăznit să facă asta. Ei, atunci, bucata care ne-ai înțeles, o mai pui încă o dată până înțelegi. Este spectaculos. Dacă pe care ai ținut tu acolo ai niște simboluri și n-ai vorbele profesorului, n-ai intonația lui, n-ai trăirea lui, acum când îl vezi că transpiră și se străduie acolo, zic, băi, că exact așa a spus, mă. Ce bine. Și să repeți odată cu el. Și îți poți face tema în bune condiții. Deci, am vrut să punctez acest lucru, pentru că așa se vede treaba, că foarte multe, în foarte multe domenii a început să fie filmul unei activități făcute. Vedeți filmul la apicultură. V-ați uitat pe filmulețele cele care voi ați fost actorii principali? Nu v-ați uitat. N-a fost timp, da. Am înțeles. Veți vedea cât de frumos apare acolo. Chit că am luat, băi, imagine ca niște neprofesioniști. Așa mama Miruna a filmat. Dar tot se vede acolo, se vede trăirea noastră, se vede cum am cercetat, ce am făcut. Ei bine, multe activități. O operație executată acum, de foarte multe ori, acolo unde profesorul sau unde medicul respectiv își asumă riscul de a se lăsa filmat, e un risc extraordinar. Cum de fapt este și în momentul acesta ceea ce fac eu. Poți greși, dar să poți să te asumi, să zicem live, să faci chestia asta, este spectaculos. E bine, cei care fac chestia asta, atunci își asumă acest risc și este filmul, dar îl mai vede și un coleg de-a lui, îl vede și el, chiar el vede și spune, aici trebuia să fac cam așa, cu bistiriul trebuie să-l iau mai la dreapta, că era mai bine, mai la stânga, că nu știu. Deci se învață fantastic. Suntem în era asta a informației, noi vrem să învățăm în scurt timp foarte mult. Dar, din păcate, trebuie să învățăm, să trecem pe toate stadiile. Un copilul nu poate, de când, mă rog, e în fașă și peste două zile spune, treci la alergat. Trebuie să treacă și bine etapele acelea. Deci, numai că se scurtează timpul și trebuie să ne informăm. Așadar,
Mă întorc și spun. Elevul respectiv se sizează, mă scoate din încurcături, spune așa, domn profesor, hai să o luăm ușor, domnule, că zici prea multe fracții ne-am dat. Hai să o luăm la două. Două am putea? Da, pentru că aici amplificăm cu trei, nu? Aici amplificăm cu trei, numitorul comun este cât ai? Șase, nu? Și face trei ori unu, trei și cu unu, supra doi ori trei, și este egal 4 supra 2 ori 3 și este egal cu 2 pe 3. Deci pe primul zi l-am făcut. Deci acum ce facem? Stați ușor, luăm pe primele 3 acum. Dacă pe 2 le-am făcut, luăm pe primele 3. Adică de ce el să facem așa? 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4. Adică 2 pe 3. Adică 2 pe 3, că am muncit odată și nu mai le iau pe asta. Deci în loc de primele 2, zice 2 pe 3, că am făcut o domnul. 2 pe 3 plus 1 supra 3 ori 4. Și egal. Adică amplificăm aici cu numitorul comun este 12. Cu 4 amplificăm aici. Să avem 9. 4 ori 2, 8 și 1, 9. Supra 3 ori 4. Și egal cu simplificăm pe 3, da. Și face 3 cât? Pe 4. 3 pe 4. Și pe următoarele 4, sigur că le putem. Și ne folosim de cei de primele 3 care ne-am adunat. 2 pe 3, 1 pe 2 pe 3. Adică 2 pe 3, 3 pe 4. Deci se pare că se respectă chestia asta. La primele 2 fac 2 pe 3. Da. Iată, Miruna observă treaba asta. La următoarele 3 fac 3 pe 4. Și la următoarele zi, va face rezultatul 100 supra 101. Nu? Așa, bunul simț ne spune chestia asta. Și eu când chiar credeam că am făcut-o, aveam pe unul Viorel în bancă, acolo în banca a patrulea și văd acum, că a spus, dar eu nu cred. Nu credeți. Ați făcut așa, s-a întâmplat la primele 3-4 fracții acolo, fracția, dar nu știu eu că se întâmplă așa până la următoare. Dacă pe urmă și se strică treaba. Și atunci eu, destul de nervos așa, zic, hai bine, să-ți fac și pentru următoare, să te conving. Și atunci am adunat pe următoare, 4, da? 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, egal cu. Asta le-am făcut eu, da. Zic așa foarte tare, mai, cu tonul mai ridicat. Le-am făcut? Da, zic, le-am făcut. Și cât este asta? 3 pe 4, zicea. Dar mă tot gândeam, zic, să vezi cum mă pun la următorul ăsta, să ne stau. 3 pe 4 plus 1 supra 4 ori 5. Voi de ce nu puteți? Uitați, v-ați plictisit, știți că aveți filmul, nu? Asta este. V-am amintit treaba asta, spune, văd și filmul, domnul. Amplificăm cu 5. Amplificăm cu 5. Și avem 16. 5 ori 3, 15 până 16. Supra 4 ori 5. Lăsăm așa. 16 cu 4 simplificăm. 4 pe 5. 4 pe 5. Măi, ești mulțumit? Dar eu tot i-am zis, băi, ești mulțumit, acum ce mai vrei? Deci eu tot nu sunt mulțumit. Eu tot nu cred. Nu știu dacă la următorul e bun. Și mi-am dat seama că ăsta are de gând să-și bată joc de mine. Să mă duc până la 100. Și mă duc până la 100. Sper toată, stau două ore pe el acolo, gata. Până puizez așa. El avea dreptate. Nu știu dacă pasul următorul e bun. Fiți atenție pe șmecheria prinția. Eu arătam că e bun până aici, el spunea, dar pasul următor o fi bun? Dar pasul următor o fi bun? Și atunci am intrat într-o situație delicată, destul de delicată. Și am spus, stai că ăsta, eu trebuie să arăt că pasul următor e bun. Dacă arăt că pasul următor e bun, atunci el n-are cum să mă mai întrebi pasul următor. Da? Deci el are, asta era în mintea lui. Ca la box. Știți, în corți m-au prins și eu spus, băi,
de acum îl execut, nimeni nu se poate. Să-mi demonstreze că pasul următorului e bun. Nu, să o facă concret. De 100 de ori să fac asta, nu-i convine. Trebuie să găsească o idee. Atunci, zic, mă, am să merg până cu tine până la un anumit pas, așa, din aproape, din aproape. Cum am mers până la al patrulea? Până la un pas ca, i-am zis eu. Ca fiind 2, 3, 4, 7, 103. Și eu să-ți arăt că pasul următor e bun. Adică ca plus 1. Cât pe ca, vine ca plus 1. Deci, am trecut la problema lui. Să arătăm că pasul următor e bun. Da? Asta. Să notăm aici. Să arătăm că pasul următor este bun. Asta pentru Viorela, șefa care mă... Pentru Viorela și pentru toți ceilalți care ar fi fost în stare. Închipuiți-vă că de-al din Viorela se pot găsi în țară dintre vizitatorii noștri. Și să mă streseze cu așa întrebare. Dacă pasul următor e bun. Adică pasul care? Presupunem că am mers. Deci presupunem că am mers până la pasul ca. Adică că am verificat cu 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 că am însemnat orice pas. 7, 7, 10, 7 și așa mai departe. Plus 1 supra 3 ori 4 plus puncte, puncte, plus 1 supra K pe lângă K plus 1, ca așa să nu? Este egal, verificat de noi, că e egal cu K supra K plus 1. Repet, acest pas K este unul cunoscut, dar nu îl mai notezi al treilea sau al patrulea. E un pas următor. Ne întrebăm. Pasul următor. Următor. Este bun? Dar cine este pasul următor? Adică ar fi în loc de K, să pun K plus 1. Deci pe K, unde îl văd, îl trec în următorul K plus 1. Cum ar arăta asta? 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Plus puncte, puncte și mai departe, plus 1 supra K pe lângă K plus 1. Plus 1 supra... K plus 1 pe lângă K plus 2. Asta e. K plus 1 pe lângă K plus 2. Deci mai adaugă o fracție, nu? Să văd cu cine este egal. Plus 2, plus 2. K plus 2, da. Ar trebui să fie egal cu emoții, spun asta. După K toate... plus 1. Ar trebui să fie K plus 1. Supra K plus 2. Supra K plus 2. Așa trebuie să fie. Să demonstrăm. Să demonstrăm. Dar asta e verificată. Asta e verificată în pasul următor, despre care ai spus că este bună. Da. Cât este ea? K. K supra K plus 1. Da? K supra K plus 1. Plus, deci membru stâng. Membru stâng al legalității este K supra K plus 1 până aici. Plus 1 supra K plus 1. 1 supra K plus 1. Plus 2. K plus 2. Și ca mai departe, amplific aici cu cine? K plus 2. Cu K plus 2, corect. K plus 1 este comun. K plus 2 și vine K. Pe unde K plus 2. Plus? 1. Plus 1, da. Plus 1. Supra K plus 1 pe lângă K plus 2. K plus 1 pe lângă K plus 2. Și e egal mai departe. Îți fac paranteza aici. Vine K pătrat, plus 2K, plus 1, totul supra K plus 1, pe lângă K plus 2. Ei, aici pe 2K îl rup în două. K plus K. Deci va fi egal cu K pătrat, plus K,
plus 1. Totul supra K plus 1 pe K plus 2. Și este egal cu, ia să vedem, K pătrat plus K. Putem scoate un factor comun acolo în K. Și vine K pe lângă K plus 1. Plus K plus 1. K plus 1, care nu e izolat. Îl pun într-o paranteză. Supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Și egal mai departe cu. Vedeam K plus 1 în K și un Miruna. K plus 1 este și aici și este și din coace. Aici înseamnă 1 ori K plus 1. Și scoatem pe K plus 1 factor. K plus 1, paranteza, pe lângă K rămas de aici, K plus 1. Totul supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Ce se întâmplă? K plus 1 cu K plus 1 se termine și rămâne ca rezultat K plus 1 supra K plus 2. Ah, ce bucuros am fost atunci, trăiesc acum bucuria. Asta trebuia să face K plus 1 supra K plus 2. Adică am arătat că pasul următor este bun. Și cum noi am făcut până la cine? Până la 4. Sau 3 fracții am făcut. Fiindcă pasul următor e bun, înseamnă că al 4-lea e bun. Și acela fiind bun, următor e bun. Și acela fiind bun, următor e bun. Și în loc să mă mai sâcă el să-i fac de fiecare dată, l-am redus la tăcere. Asta am făcut. Așadar, v-am spus și povestioara asta. Pentru a înțelege că matematica este atât de frumoasă, atât de interesantă. Dar trebuie înțeles mecanismul copiii. În momentul în care ne apucăm de lucru și privim matematica ca pe un set de formule, ca pe niște reguli, azi le înveți, mâine le uiți, neînțelegând mecanismul interior, n-ai nicio șansă să faci matematică. Proful ăla mi-a apărut din nevoia de a face altfel de matematică. Și Daria. Pentru asta s-a dat problema aceea cu găini și iepuri. Te-ai gândit? Hai să ne gândim acum. Ok. Da? Să am zis că o să Nu mai discutăm un pic, da? Nu mai în curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. În total 21 de capete. Deci, în curtea unui gospodar sunt găini și iepuri, în total 21 de capete. Numărul picioarelor este 52. Dacă vrei să mergem bine, dar nu poți să mergi. Nu? Dacă nu e o urgență, dacă te mai aștept un pic, dacă se desori la tată, de să o respectă, că ea stă tot în aceste condiții, s-o de dimineață și mi-a venit la ea și a spus și totuși, nu încerca și pe mine ceva. Deci, în total, 21 de capete. Da. 21 capete. Numărul picioarelor este 52. 52 picioare. Câte găini și câți iepuri sunt în curtea gospodarului? Păi... Deci în total 21. Și picioarele sunt 52. Deci, putem să presupunem că ar fi doar găini. Că toate capetele ar fi doar găini. Da. Deci toate capetele să fie toate găini. Adică trebuie să desenez eu capetele. 1, 2, da? Puncte. Până la 21. Deci la 1 până la 21. Să le pun picioarele. Dacă sunt găini. Și câte picioare am obținut? Păi pot să fac 21 ori 2. Cât? Am consumat? 42. Deci 21 ori 2. Egal cu 42 picioare, da? Da, problema spune câte picioare? Câte picioare avem noi? Noi avem 58. 58. Oh. Asta înseamnă că am avea 10 picioare la... 10 picioare în plus? Da. Deci avem... Deci din 52 scădem pe 42
și fac 10 picioare. Aceste 10 picioare în plus vin de la cine? De la iepuri. Oare câți iepuri? 10? 2? Păi câte picioare? 4, mai mult de pentru găină. Nu, dragă. Păi un iepuri are 4 picioare. Hai să transformăm prima găină în iepuri. Da? Da. Mai punem două picioare, am avut o iepuri. 5. Câte picioare mai am dacă am consumat două încă din 10? Am consumat două. Mai am 8. Iar două. Iar două. Iar două. Deci cele 10 picioare le punem la câți iepuri? La... Cele 10 picioare? Adică adaug câte două, câte două? La 5, bravo. Așa, împărțit pe 10. La 2, că adaug câte două, ca să văd câte găini dispar. Da? Și transformăm găina în iepuri. Și atunci pe iepuri am observat că sunt cât? Deci pe 10 le împărțim la 2. Da? Și egal cu 5. 5 iepuri. Deci sunt 5 iepuri. Și câte găini? Câte păi câte erau în total? Din 21 de capete, scădem 16. 5 iepuri. Da? Deci din 21 scădem pe 5 și egal cu 16. 16 găini. Da? 16 găini. Iată ce interesantă problema. Și a stat o problemă. Și este un bloc. Are 17 locuințe, garsoniere și apartamente cu 4 camere. În total sunt 30 de apartamente. Deci în total 30 de apartamente. Câte am spus în total? 30? Da. 30 da. Apartamente. Și camere câte sunt? Și 4 camere în fiecare apartament. 30 de locuințe. 30 de locuințe, da. Într-un bloc sunt apartamente cu 4 camere și garsoniere. În total 17. Numărul total 17. Da. 17 locuințe. Da. Numărul total de camere este 30. 30 camere. Aflați câte apartamente și câte garsoniere sunt. Așa. Trebuie să ne închipuim că toate cele 17 locuințe sunt garsoniere. Care și locuințe. Deci una, două, până la 17, garsoniere adică câte singură cameră. Da. Păi în felul ăsta mai avea câte camere? Am avea 30 de camere. Nu. Păi dacă sunt 17 locuințe cu câte o cameră, câte camere am avea? Câte am consumat? 17. 17, da. Deci din 30 scădem pe 17. Egal cu? 20. 13, da. Egal cu 13, ce sunt acestea? Camere. 13 camere. 13 camere rămase. Rămase, sigur că da. Și ca pe o cameră, până câte o singură miuță, da? Că au o singură cameră. Garsoniera înseamnă, da, o cameră. Și ca să transformăm garsoniera în apartament cu 4 camere. Da. Trebuie să facem... Câte miuțe se mai pun la fiecare? Da. Ei, avem una. 3. Deci una am consumat-o, da? Da. Și mai punem una, două, trei. Una, două, trei. În total câte trebuie să punem? În total, trebuie să consumăm peste 13. Da, 13. Ia să vedem. 3, 3, 3, 3, 3, 3. N-a fost problema formată bine. N-am crezut și în apartament cu două camere. N-am ce să vă fac contul. Da, m-ați prins descoperit. Deci eu nu trebuia să dau aici 30 de camere, ci 29. 29. Asta e. Deci la diferență. Mai iertați, da? Da, da. Deci la diferență, trebuie să dea un număr care se împarte la 3. Da. Asta era. Deci 29 de camere e corect. Vedeți că problema nu se face la întâmplare. Trebuie gândit cum trebuie ca să vedem. Aici diferența ar fi fost cât în condițiile astea când zic că 29 minus 17 egal cu 12, da? Egal 12, asta se împarte. Și se împarte la 3. Și egal cu 4. Apartamente cu 4 camere. 4 camere. Foarte bine. Și până la 17, adică din 17 scădem pe aceste 4. Și ne mai rămân 13 garsoniere. 13 garsoniere.
Da, foarte frumoasă problemă, da? Vezi, aici învățăm să gândim problema, așa să prin falsa ipoteză. Dacă ar fi toate de un anumit tip, ce s-ar întâmpla? Apar camere în plus sau apar acolo picioare în plus? Mă gândesc la, mă întorc la problema cu iepuri și găini. Tu ai fost la țară, nu? Ai văzut așa, da. Ei, problema aceea cu iepuri și găini putea fi surprinsă într-o situație inedită. Când găinile stau într-un singur picior, și iarna se întâmplă așa, rigelul cel mare, găinile stau într-un singur picior, da? Iar iepurii îi putem surprinde pe toți în două picioare. Se poate întâmpla. Putem să gândim și așa. Putem gândi și așa. Facem și așa? Putem gândi și așa. Foarte tare problema. Și atunci, dacă găinile stau într-un singur picior și iepurii în două, numărul picioarelor se înjumătățește. Cât am zis eu aici? 52, da? 52 împărțit la 2, fac 26. Ei, în momentul de față, un picior indică o găină. Așa face, ar fi că am 26 de găini. 26, nu? 26 minus 21. 21, 5 găini. 5 găini. Și restul sunt iepuri pe două picioare. Așa, deci, adică 20? Nu, nu, sunt 5 iepuri. Că piciorul în plus vine de unde piciorul în plus? La iepuri. La iepuri am gândit cum? În două picioare. Deci un picior în plus față de cap. Și atât am ajuns la problemă foarte rapid. Din 26 scăzim pe 21, îmi dă 5. Și acel 5 înseamnă 5 iepuri. Mi-a dat și problema înainte. Da. 5 iepuri și? Și restul sunt găini. Da? Iată, problemă foarte frumoasă, interesantă. De aceea, trebuie să învățăm, să îndrăznim cum a fost algoritmul pe care l-am spus eu. La orice problemă, când ne aflăm în fața unei probleme de matematică. Mai multe ori. Nu, trebuie să avem încredere în noi că o facem. Să nu ne lăsăm bătuți, sigur că da. Așa. Apoi, citim problema de mai multe ori. Vedem ce informații noi sunt acolo ca să ne ducem și să le actualizăm. Și în felul ăsta reușim să facem treaba bună. Așadar, ne oprim aici. Da. Rămânem mâine să facem fracțiile decimale. Fracțiile decimale. Operații cu fracții decimale. Operații în fracții decimale, sigur. Cu numere decimale, zicem noi, nu? Așa. Și căutăm să continuăm să terminăm manualul anul ăsta, săptămâna asta. Săptămâna asta, la fața 6. Da. Așa, dragilor, toți cei care ne priviți, țineți minte că aici, la Bacău, se întâmplă ceva frumos, interesant. Proful online este urmărit de grupul celor interesați, pentru ca să putem face recapturarea materiei de a 5-a și de a 6-a. Și noi dăm pe Daria. Poftim? Să-ți dau și eu problemă. Bun. Într-o parcare sunt biciclete și triciclete. Da? Biciclete și triciclete. În total, 23 biciclete și triciclete. 23. Iar dacă numărăm roțile, biciclete și triciclete, atenție, bicicleta are două, tricicleta trei. Dacă numărăm roțile, da? Sunt 50 de roți. Câte biciclete și câte triciclete sunt? Da, să vedem. Să vedem cum gândim aici la problema asta. Și de fiecare dată am să mă gândesc să formulez și ție o problemă, ca și tu să ai satisfacția că ai venit și la matematică și cu ceva interesant băi pe care aici. La revedere, dragilor! La agricultură! La agricultură! Locul cel mult așteptat de voi. La revedere! Hai să vă mulțumesc! Hai să vă mulțumesc! Da, da.